сейчас он тоже. Машину, ну и мама около. Сейчас вазу кровит аici. Și de văd. Mama acolo a văzut. Și mama e moartă? Da, e moartă acolo. Uite. A venit în coajă. Ia unde era? În microbus? Un microbus ăla, da, negru. Uite, tata, e de-a mea. Și... Atent, hai pe ăla. Mai împinge un pic. Ușor, ușor! Atent! Aici e carnajul care a fost. Aici sunt multe accidente. Probabil, o posala la volan și o ați spit. Eu asta consider că asta cu ceva. Altceva nu pierd. Deci, în data de 15 ianuarie 2017, subunitatea de pompieri, detașamentul de pompieri Târgu Neamț, a fost alertat pentru a interveni la un accident rutier intervenit pe, care a avut loc pe DN15C, în localitatea Pipiric, sat Leghin. În urma accidentului, dintre două autoutilitare, două autoturisme de transport persoane, au rezultat 7 victime, una decedată, două victime rănite grav și încă 4 victime cu politraumatisme ușoare. Să-mi spuneți asta, că s-a declanșat codul roșu de intervenție, da? Pentru că sunt prea multe... Urmarea acestui eveniment a fost declanșat planul roșu de intervenție la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Petrodava al județului Neamț. La fața locului s-au deplasat mai multe forțe și mijloace care au constat în 3 autospeciale de lucru cu apă și spumă, 4 ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță Neamț, o ambulanță de terapie intensivă, o ambulanță SMURD de tipul B2, două echipaje APIC de prim ajutor. Dar au plecat dimineața la biserică. Am plecat la biserică de dimineață. Era să mă duc eu și mi-a fost rău și nu m-am dus. La ce biserică mergeam? La biserică la Leghin. Aici se duce eu de una la biserică la Leghin. Dar e bună femeie, o văd. Dar e credincioasă, Doamne. Mașina aceasta cu care mergeau? Mașina este un fiind de-a meu. Dar și el, băiat bun, nu a avut accident niciodată, nu a avut rău niciodată la nimeni. Cum s-au întâmplat treburile alea?